Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Un om pe lună. Așa, după cum v-am obișnuit, omul pe lună de luna aceasta sunt tot doi oameni. Emisiunea se numește Un om pe lună, dar n-am reușit până acum să am un singur invitat. Dar mă gândesc că de acum e și rău să mai stricăm tradiția. O să fie o întrebare quiz la un moment dat. Care e emisiunea de televiziune care, deși se numea Un om pe lună, n-a avut niciodată un singur invitat? Bună seara. Trebuie să ne adaptăm și noi la lumea contemporană. La urmă urmei, nimeni nu mai spune acum că un om adevărat este unul singur, adică da. Trebuie să fim măcar doi sau trei. Să-l cităm pe Diogene, care nu căuta un butoi, căuta din butoiul lui cu un felinar, căuta un om adevărat. Noi căutăm doi oameni adevărați în fiecare lună și oamenii adevărați de luna asta sunt doi literați. Domnul Tudor Neacșu, care este jurnalist în primul rând și, nu? Sau cum să pun rândurile, da, în al doilea rând corect, scriitor. Domnul Adi Secare, care e un fel de toate, așa e, critic literar. Un alt pseudonim al meu ar putea fi Ratatouille. Ratatouille. Deci, Adi Secară, Adi G. Secară, A.G. Secară, anonimul Gărățean și... Alibei. Alibei, da, și alte identități dintre acestea. Adi e critic literar, e, pot să zic, și referent cultural al bibliotecii Vea Urechea sau... Așa se numește, nu? Și așa, sigur, poet... Adică făcând de toate, mama, poți spui orice, adică am putea continua. Poet prozator. Râstul, dar să știi și că... Și tată, și soț. Să știi că eu chiar am trecut prin... Eu chiar m-am confruntat cu problema asta, pentru că la un moment dat, după ce și-a dat seama lumea că vorbesc frumos la evenimente culturale și au început să mă invite ba unii, ba alții, și... Întotdeauna apărea problema asta, cum îl prezentăm pe Doru Căsnean, ce e el de fapt, e filozof, e critic, e cititor și mi-aduc aminte de o lansare acum 3 ani la Humanitas Crețulescu cu Vlad Zografi și cu Jim Baggett, era invitat fizicianul Jim Baggett, la care Vlad Zografi, care a încercat să prezinte invitații, s-a uitat la mine, a avut exact aceeași problemă și a zis, domnul Doru Căsnean, a avut un moment de ezitare și a zis scriitor pe internet. Deci, dacă tot ne jucăm mai cu identitățile, de ce nu? Păi poate deveni o identitate, sigur, poate fi scriitor pe internet, poate deveni și o profesie. Aici e discuția. Cum facem din asta o profesie? Deja e o profesie pentru unii care... Cumva... să spunem alergie, dacă folosea cuvântul blogger sau o chestie. Păi nu, da, ideea e că nu sunt nici măcar blogger, vlogger, nici atât. Oricum, ai să știi că recent am aflat de la niște tineri, știi că eu mă bag în tot felul de lucruri cu tinerii, am aflat că blogul e o chestie cam de secol XIX, dar nici vlogul sau Facebook-ul nu se simt prea bine, Instagram-ul ar fi nou sit virtual. Da, apropo de Instagram, stăteam ieri în stație și era o doamnă în vârstă lângă mine, eu eram pe Facebook și doamna în vârstă era pe Instagram. Da. Și la mine a fost o problemă, la un dat, cred că am cont, adică sigur am făcut semn cu ani în urmă. Sigur. Acum când am vrut să-l reactualizez, am avut din partea fiicămii de 12 ani o reacție, și că nu, tate, probabil nu vrea să văd ce face ea sau o chestie de genul. Da, știu, și eu sunt prieten, cred că cu vreo 2000-3000 de tineri pe internet, mai puțin cu copiii prietenilor mei foarte buni și care nu țin neapărat să fie prieteni cu mine. Bun, Adi Tudor, v-am invitat azi aici ca să vorbim despre cartea lui Doru, despre cine ne apropii și cine desparte, adică cea mai nouă carte a lui Doru Căsnean. Evident, le-am pus în ordinea interesului pe care îl prezint. Nimeni nu îndrăznea să vorbească despre cartea lui Doru și în general, da. O recomandăm cu căldură. Telespectatorii știu că emisiunea noastră e înregistrată, o înregistrăm azi pe 15 iunie. O zi, eu acum realizez, importantă cumva pentru cultura română, nu? Dacă ne gândim la... 130 de ani de la, să spunem, trecerea la cele veșnice a lui Mihai Eminescu. Da. Și vom vorbi despre Axis Libri, așa că în momentul în care emisiunea se va difuza, va fi trecut deja aproape o lună,
de la Târgu Axis Libri, dar zic că e mai bine. Oricum, așa. Oricum, e un eveniment care întotdeauna, măcar o lună, două, se vorbește de el. Da. Alunecă o lună. Da, alunecă. Lasă, lasă, adică vom lăuda Târgu să nu fii, să nu fii îngrijorat. Telespectatorii trebuie să înțeleagă că, de fapt, noi nu suntem siguri dacă înregistrarea a pornit, de aceea este mai degajat așa și... A pornit, eu sper că a pornit, adică, da. Nu știu, ar fi... aș păca să se piardă aceste replici spumoase între noi. Uite, vorbim, cred, deja de vreo 10 minute și n-am spus mare lucru, dar e important că nu simțim noi. Da, eu am încercat discret așa să atrag atenția. Că... Ok, vom vorbi despre Axis Libri, dar nu numai, ci și despre cărți, despre lectură, despre eventual viața, hai să nu spun culturală, că e prea mult, prea larg termenul, ci viața, hai să-l livresc a Galaciului. Oricum, Axis Libri înseamnă cărți. Axis Libri înseamnă cărți, înseamnă un festival, pentru că e un festival, deși noi avem tendința să-i spunem târg, el are un concept ușor diferit față de conceptul unui târg de carte. Și, uite, asta... E și târg și festival. Și, uite, o să-l las pe Adi, el fiind, hai să spunem, implicat cumva în organizare și cumva omul care a văzut aproape tot festivalul, da, nu? Particip la tot ceea ce înseamnă asta de câțiva ani buni, la început ca invitat la diverse lansări. Ce ai făcut greșeala să te prezinți bine și te tot invită. Exact, cum ai pățit și tu, probabil. Da, mai glumeam eu câteodată, întotdeauna când nu sunt atent, mă trezesc pus șef, știi? Înțeles, șef care nu este... Da, și noi facem la școala asta, și noi facem asta la școală, cum lipsești un coleg, cum îi dăm o comisie de care se... Bineînțeles, asta mi se întâmplă și acasă și am, adică am de suferit acasă, pentru că nimeni nu suportă să fie șef acasă, așa că se întoarce la Axis Libri. Măcar undeva. Bun, da, prima întrebare ar fi... Na, adică mă simt acasă și acolo, ca să spunem. Bun, din alt punct... Eu zic să te oprești aici, pentru că altfel va trebui să ascundem cu grijă emisiunea asta soției tale. Salutări, doamna Secare. În primul rând te-aș întreba, ok, așa la modul foarte general, prin ce are specific Axis Libri în comparație cu alte evenimente de acest tip din țară? Mai ales că el e cumva lipit de Bookfest. De da, este cam o tradiție, adică să rămânem întotdeauna în siajul Bookfest-ului și să atragem apoi pe cât se poate, asta ar fi o mare problemă, cât se poate, adică comparându-ne cu Bookfest-ul, adică trebuie să păstrăm încă un anumit simț al proporțiilor. Asta nu înseamnă că nu există loc de îmbunătățiri și de noi chemări, așa, ale sirenelor de la Galație și la malul Dunării, adică sunt. Poți să spui, știu cum ai zis odată. Idei foarte multe, unele probabil foarte bune, care dacă vor fi aplicate, va duce la, să spunem, continuitate și la noi și noi contacte cu scriitori de valoare, mai puțin cunoscuți în Galați, tocmai asta ar fi o problemă în ghilimele, că orice festival trebuie să aducă mereu elemente de noutate. Asta s-a respectat și în cei 11 ani, 10 ani înainte de ediția de anul ăsta, dar bineînțeles că lumea vrea mereu nou, pe lângă invitații care păstrează o tradiție. De exemplu, anul ăsta a fost Daniel Corbu, care a fost de la prima ediție în fiecare an, poetul ieșean, unul dintre cei mai importanți poeții, pe care l-am cunoscut încă de la începuturile, când am fost invitat pentru prima oară la un festival cu adevărat important, era atunci deci tradiție, pentru că anul ăsta am reușit totuși cu ajutorul unor prieteni foarte, foarte buni, precum Nona Rapotan de la bookhub.ro, a lui Cezar Amarie, care prin debutul la Porirom și relațiile pe care le-a făcut acolo, a reușit să... O carte care ți-e cumva dragă așa pentru drag în sensul că am cunoscut-o de la primele lecturi. Da, este un rom. Cartea a zilei noastre, momentul lui Cezar Amarie, apărem și noi doi acolo ca personaje. El e un pic mai negativ, e un pic mai
Fără sare și piper, așa. Ca propriu în supă. Mai bine era asta. Nici ne ajută. El e un personaj nu mai reușit. N-am putut să alegem postura. Cezara Marie ne-a făcut o surpriză. Da, să știi că am citit cu emoție și eu capitolul ăla, mă gândeam că pot și eu. Dar cred că ne știam totuși de prea puțin timp în momentul în care a scris cartea. Dar la următoarea carte nu mă am înțeles că e, apropo, și cartea lui Cezara Maria a fost lansată la târg. Da, știi că am avut în intenție să-l invit și pe Cezar azi, dar nu e în Galați la momentul filmării, din păcate, nici nu prea. Se documentează, cum spuneam, pentru următoarele părți ale romanului. După zilele noastre mărunte vor fi zilele noastre mai puțin mărunte și zilele noastre mărețe. Apoi, în tradiția președintelui Iohannis, nu? Care a scris pas cu pas, pas după pas, sunt cu pas și așa mai departe. Încet. Tudor, pentru tine ce a fost Axis Libri-ul de anul ăsta și în general ce e Axis Libri? Până anul ăsta a fost destul de îndepărtat de festival. Anul ăsta am ajuns acolo de 2-3 zile la rând. Am să spun doar că dincolo de ce ecouri punctuale provoacă el și dincolo de efectele concrete pe care le are, pe seceta asta, orice eveniment de felul ăsta este binevenit. Că, mă rog, sunt lucruri, reglaje care trebuie făcute acolo, că, pe de altă parte, sunt lucruri excepționale ce s-au întâmplat, cel puțin cu prilejul acestei ediții. Vorbea Adi mai devreme despre invitați. Anul ăsta au fost niște scriitori remarcabili, au ajuns la Galați, au putut să discute cu oamenii deschis și a fost surprinzător pentru mine faptul că scaunele alea din fața unei scene, deși mi se pare un pic așa o scenă și un fel de graden acolo, scaunele au fost tot timpul ocupate. Da. Au fost oameni interesați să afle despre ce se vorbește, chit că s-au oprit să cumpere cărțile sau le-au răsfoit după discuții, fie că nu, însă un câștig cert a existat. Care a marcat asta și scriitoarea Alina Pavelescu, care spunea că nu a mai văzut un public care să reziste ploii. Sau amenințării de cod roșu. Amenințării de cod roșu a fost două zile la rând. Da, la lansarea Alinei Pavelescu a fost o mică recușă așa, pentru că începuse să plouă destul de serios. Ne-am mutat într-una din sălile de la centrul de Dunărea. Când am ajuns acolo s-a oprit ploaia și soarele, lumea cerea autoarea înapoi și ne-am tot plimbat așa, până la urmă întrebai domnul de ceea ce este cu adevărat specific. În primul rând este faptul că se desfășoară în aer liber. Da. Deci ideea, ca să ne ducem și către organizatori, cu cât trece ediția devine legendară, trebuie să ne ducem și să mulțumim celor care au avut ideea. Spuneam de legende. Acum, bineînțeles, Zanfir Ilie și Teodor Parapelu sigur au fost, au mai fost discuții că ar fi fost cu ideea și Valentin Așder. La un moment dat era și Serean Vicor, revendica chestia asta la urmă și cred că și Teodor ar putea să revendice. Complet neimportant cine a înășit fenomenul. Poate că e important într-un fel, dar... Literar spumos așa este, interesant. Bine. Asta e viața, știi? Că la urmă, când dacă lipsești viața din literatură sau literatura din viață, tot pentru cel puțin... Cum reveni la subiectul ăsta, mai ales că el a fost, relația asta între literatură și viață a fost, subiectul uneia dintre cele mai... importante, aș zice, cărți de anul ăsta, Roata plăcerilor, cărța lui Valeriu Gheorghe, care a fost și el prezent la Axis Libri și l-aș trece în lista aceea de autori remarcabili. Da, și dincolo de asta a avut o prezență de-a dreptul savuroasă Gheorghe acolo. Da. Mai că nu termina discursul mai repede să mergi să cumperi carte, să vezi despre ce e vorba acolo, cunoscându-l direct, că până la urmă ăsta este avantajul unui astfel de festival. Cunoști autorii, că de altfel mergi în librărie sau la bibliotecă. Mama a citit cartea jumătate de zi după. Iată, sunt lucruri importante și cred că este cumva destul de interesant pentru un cititor să cunoască autorul. Noi în Galați aici am suferit
după lucrurile astea mult timp și cred că o să mai suferim și de aici înainte. Sunt destul de puține evenimente literare la modul concret, sunt destul de puține lansări de carte bună, deși sunt câteva de-a lungul. Am început să fie, avem norocul că aici în oraș este o librărie, mă rog, destul de... Da, cumva toate chiar librăriile... Chiar trei, dacă pune... Cam toate aceste trei librării din Galați și pot să-mi permit să le zic numele. Vorbim în primul rând de Humanitas, care a adus în Galați scriitorii de primă mână, exact, care au lansat aici. Și lucrurile vor continua. Sigur că am pomenit-o pe Elena Pavelescu, dar cu puțin timp înainte de Bookfest a fost aici Cristina Vreme și cu trilogia Sexului Rătăcitor, care e, după părerea mea, o carte remarcabilă și un debut absolut incredibil. Ei vor mai veni. Pot să dezvălui acum în premieră, în toamnă îi vom avea din nou aproape sigur pe Radu Paraschivescu, care la ultima venire în Galați a blocat circulația pe domnească, să zic așa. Apropo de lucrul ăsta, vreau să spun că am postat atunci fotografie de la lansare, lumea stătea și afară pe trotuar. Nu știu în ce măsură ați putut voi să vedeți lucrul ăsta, pentru că nu, am văzut în poza ta. Fotografia aia, cred că și ieri a făcut, a produs reacții, adică oamenii sunt încă uimiți de ce se poate întâmpla. De asta spun că Galațiul este un teren încă necultivat, da, pe care ar trebui cumva intervenit. Ai astfel de evenimente, cum e Access Librit, cum sunt lansările de carte în cele trei librării, la Humanitas, la Dunais, și prin alte... Alexandria mai nou. Și în Alexandria se întâmplă lucruri care dinamizează un pic viața asta, ce până acum vreun an sau doi era destul de ternă. Asta trebuie să o spunem deschis, adică mari filozofii nu s-au întâmplat aici. Iată că de un an, doi au început să se miște lucrurile. Și festivalul este în acest trend până la urmă. Ediția de anul ăsta a stat și sub semnul astrelul, așa că să spunem, discuțiile care au fost la început, nici nu știam că sunt cărțile respective nominalizate la premiile Uniunii Europene pentru Literatură. Deci era să aducem trei din cei cinci nominalizați. Până la urmă am mai venit doar Bogdana, spuneam, de Alina Pavelescu cu sindromul Stavrogin. A mai venit Bogdan Alexandru Stănescu cu Copilăria lui Caspar Hauser. Și era să vină și Tudor Ganea, care a mai fost tot un an jumate, doi, a mai fost cu, dacă nu știu, a doua lui carte, cu Miere a fost atunci. Miere, da. Dar și el deja a ajuns la a patra carte, dacă nu pune la socoteală și cea mică despre viața lui, viața, niște episoade din viața lui Mihai Sadoveanu, apărut la Muzeul Literaturii, cea aia ar fi a cincea carte. Dar un eveniment fericit la Tudor Ganea n-a permis asta, urma soția să-i nască, parcă așa am înțeles. Am înțeles. E de așa când oamenii că se fac copii fără să consulte calendarul evenimentelor culturale. Da, și dacă tot ai pomenit, Adi, hai să spunem, inițiatorii, oamenii... Ca să termin ideea, tot și Augustin Cupșa, și el nominalizat, dar el fusese deja la Galație și lansase cartea. Da, practic, știu că au fost discuții și cu Cristi Fula și, în fine, sunt scriitori care deja, pentru care deja Galație nu mai e chiar un punct anonim pe hartă, s-au întâmplat niște lucruri, ele continuă să se întâmple. Mă gândesc, de exemplu, că la Cristina Vreme, ești despre care librăria a fost plină, sigur, nu ca la Radu Paraschivescu, dar am avut o librărie plină. Condițiile în care nimeni nu știa cine e Cristina Vreme și asta, dar arată practic, că e un debut și asta arată că oamenii sunt interesați. De altfel, eu, lansând cu mai mulți scriitori de-a lungul timpului aici în Galați, pot să vă confirm că absolut toți, de la Andreea Răsuceanu până la Radu Paraschivescu, îl vom avea în toamnă pe Iulian Popa, Guadalajara, și așa mai departe. Toți mi-au vorbit foarte frumos despre publicul gălățean și n-au făcut-o deloc din complezență. Eu pot să confirm, lansând și aici, lansând și în București destul de frecvent, că e greu de găsit o căldură și un interes cum sunt la Galați, o atmosferă absolut destinsă și frumoasă cum e la Galați. Lansă sările de carte, mai ales dacă ai și un
Viorel Ilișoi, dacă aici unde devin adevărate spectacole. Ei, apropo de ce spunea, de o anumită schimbare în ultimii ani, să spunem așa, nu, evenimente că tot, eu sunt implicat practic aproape 20 de ani de acum, sunt și la Centru Cultural și la Biblioteca Avea Urechea, sunt atent și evenimente sunt, pentru că oamenii muncesc, știu și eu cum este. Deci la un moment dat chiar făceam o socoteală și vernisaje, proiecții de film și alte și alte evenimente culturale, deci sunt. Problema era că exista un anumit soi de izolaționism local. Da. Na, acum fiecare, să spunem, hai să ne raportăm doar la scriitor, dar nu numai și artiști și plastici, la fel, doresc să fie cunoscuți în întreaga lume. Exista lipsa unei conexiuni cu cei care într-adevăr făceau legătura cu restul planetei, adică, de exemplu, marile edituri românești, Umanitasul și Podromul, care au într-adevăr agenții literari care permit traducerile. Astfel de legături îți permit măcar să visezi, dacă nu apuci să și concretizezi ceva în... Dar, iată, se deschid niște portițe cunoști oamenii respectivi. Da, întotdeauna m-am întrebat și dacă tot am hotărât de la început să vorbim pe șleau și să nu evităm, hai să spunem, lucrurile mai delicate. Izolaționismul ăsta m-am gândit uneori că era și e cumva poate și convenabil, pentru că el hrănește anumite narațiuni de tipul ok, suntem mici aici, suntem foarte buni, dar pentru că suntem mici și nimeni nu ne vede. Nu prea mai ține discursul ăsta în lumea asta, în lumea asta de acum, după părerea mea, dacă ești bun în momentul ăsta. Care există și internet. Exact. E destul de greu să nu fii luat în considerare de editorile importante, din câte știu un astfel de caz e Cristina Vremeș, care pur și simplu a trimis către Andreea Răsucea numărul scrisul acelui roman și iată... Da, este un anumit trend asta și la momentul ăsta, adică recuperarea unor scriitori români care sunt afară, da, și vin, iată, trimit manuscrisele, sunt recetați pozitiv, culmea sunt și de valoare și... Da, e de așteptat, asta. Mă gândesc că asta să... Apropo de raportul universalitate... Da. Localism creator sau nu știu. Da, mă gândesc că asta e posibil să fie văzută ca o șansă de mulți scriitori, faptul că drumul către centru și către vizibilitatea publică e mai pavat și mai bătut și mai virtual ca niciodată. Pe de altă parte, mă aștept, eu personal mă aștept ca asta să și hrănească resentimentele multora, pentru că pică scuza aia a marginalității geniale a unor, da? Rămâne de văzut, nu știu. Și nici nu știu dacă trebuie să ne concentrăm în mod special pe... Da. Acum ține probabil și temperament, de caracter, de cum te trezești dimineața, știi? Adică sunt mai multe... Da, dar lucrurile astea trebuie discutate, este... pentru că a fost o perioadă destul de lungă, din 2000 până, iată, anii trecuți, în care nu s-au mișcat foarte mult bolovanii de pe crestele astea de aici. Adică și o responsabilitate pentru asta poartă și corifeii acestui izolaționism, sau cum ați spuneți voi. Pentru că dacă șansele ar fi fost deschise, dacă comunicarea, revistele literare ar fi putut să sape și aici, atunci rezultatele ar fi fost cu siguranță diferite. Da. Iar izolaționismul ăsta s-a întâmplat și în cadrul organizat, oficial, ca să spun așa. Au existat, mă rog, asociații, instituții de stat care au promovat acest fel de comportament. Iată că lucrurile s-au îndreptat cumva. Poate și din cauza scriitorilor care, nu neapărat, nu doar a scriitorilor, pentru că aici vorbim și de, au apărut câteva expoziții inedite în anii trecuți de artă plastică, au fost tot felul de manifestări, tot felul de concerte, lumea a ieșit un pic din coaja aia în care se încăpățâna să rămână. Și cred că un cuvânt a avut de spus aici, inițiativa privată, ca să-i spun așa, privată, în modul... inițiativa personală, scriitori care au ținut morții să ajungă aici, edituri care au ținut să promoveze scriitori de aici. Iată, anul trecut, bun, acum sună un pic a laudă, dar pentru Galați, sfârșitul anului trecut a însemnat lansarea a celor patru romane, așa, și plus lansarea lui Cezara Marie, care a reușit să publice la Polirom.
Și a fost un fel de dinamit așa. Bine, este mult spus, noi cum suntem scriitori și putem folosi parabole de genul ăsta. Dar lucrurile astea se întâmplau destul de lent înainte. Ei, apropo de sindromul ăsta al izolaționismului, oarecum și noi patru romani suferim, sigur că da, boli, suntem mai mult sau mai puțin. Dar în timpul încercăm să... Cred că este o boală a creatorilor să încerce să rămână în propria zonă de confort și să nu își depășească... Ei, apropo de farmecul discret al burghezii, farmecul discret al bolovanilor de pe Măcin, adică... Da, adică am găsit, putem fi avocați foarte buni și ai acestui izolaționist, dar care, bineînțeles, da, poate fi prins și literar, putem să avem cărțile bune despre izolaționism, dar trebuie și ieșit. Da, și în zona asta țării nu există niciun fel de nod cultural așa, sau mă rog, există în mod declarativ, dar poate că e cazul să ne gândim dacă nu cumva e locul potrivit, Galațiul. Pentru că cu alte lucruri nu prea ne-a ieșit. Am încercat cu fotbal, Fotbal ne-a ieșit și, cum să zic, poate că merită amintit că azi, la momentul în care filmăm, va juca o nouă echipă a Galațiului, nu? Universitatea Galați. Da. Samra Meciu, de ieri. Ieri a fost. Ieri, nu știu. Ieri trebuie să fie seara, dacă... Da, nu, astăzi este, în seara asta este și e posibil, nu mai avem o echipă de Liga Campionilor, dar am putea avea două de Liga a treia. Numai să nu se întâmple în caruselul ăsta al istoriei, să nu pățim, devenim campioni în Mânia și după aia retrogradăm și dispărem. N-am ce comoară sunteți, o să vă mai invit, e cea mai ușoară emisiune din viața mea, suficient să vă las să vorbiți. Adi, o altă întrebare, nu știu, o să spui tu dacă e incomodă sau nu. Toate întrebările sunt incomode, sper, da? Sper. O întrebare ar fi, ok, știm cu toții că la momentul în care vorbim, biblioteca, care e principalul organizator al Axis Libri, are o nouă conducere. Da? După ce ani de zile instituția a fost condusă de domnul Zamfir Ilie, acum avem... un interimar, nu? Un persoană jurnaliste sau cum, jurnaliste și pe viață, presupun, nu? Ca și oțelar, scriitor și așa mai departe. Deci echipa nouă ar fi directorul interimar Corina Dobre și director adjunct Geta Eftimie și, sigur, director în universul ficțional, adisecar. E bine și acolo. E bine și acolo. Doar se referă la romanul lui Cezar Amarin, în care eu apar pe acolo, cum spuneam, total insipid, ca director. Dar nu. Ca director, tu deja cu apucături de director, răspunzi. Dar dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla peste 10 ani, să spunem, atunci s-ar vorbi despre Cezar Amarin în Galați ca despre Silviu Brocan. Și vreau să întreb... Mafalda. Vreau să întreb, Adi, s-a simțit schimbarea asta de conducere? Sigur că, mă rog, Corina a picat cumva pe funcția asta aproape în mijlocul festivalului și am apreciat mult la Corina faptul că a venit cu multă deschidere și cu dorința de a Din punctul ăsta de vedere, Corina a fost foarte deschis la început, adică a încurajat, a spus că nu vreau să... Chiar a spus că trebuie să învăț întâi, practic, am tot da, ce e. Da, ceea ce e destul de rar să recunoaștem. Bine, noi trăim în țara în care recent am aflat că un copil de 11 luni a cumpărat un teren de 250.000 de euro, așa că orice combinație posibil. S-a reflectat schimbarea asta? Când o să scrii și o carte copilul de 11 luni, iarăși ne apropiem de normalitate. Am văzut mulți părinți dezamăgiți de proprii copii pe Facebook în... Deci, domnule, la meu numai mănâncă, doarme și ce alții fac și sute de mii de euro la vârsta asta, da? Asta vreau să întreb, dar văd că încep să eviți întrebarea. Nu, evit, chiar continuam. Din când în când sunt mai atent. Deci, noua conducere chiar și acum cu zilele Eminescu, se va organiza săptămâna Eminescu, apropo de 130 de ani. Va fi un simpozion la care, uite, Tudor încă nu știe, că n-am apucat să-i spun ție, ți-am spus, dar nu știe dacă vii, de exemplu, marți și miercuri, deci marțea și miercurea viitoare, acum, da, nu știm când o să fie difuzată emisiunea, dar vor fi niște întâlniri formale și informale, spuneți-le cum vreți, în care propuneri în partea unor personalități
marcante, poftim în plină ascensiune. Nu te uita se, la mine. Se dorește. N-am niciuna din caracteristicile. Da, deci proiecte, sugestii... Da, eu vreau să întreb dacă cumva s-a reflectat această schimbare de conducere în Axis Libriu de anul ăsta sau a fost prea de scurt, a fost mai degrabă... Nu, adică organizarea practic concretă a festivalului a început cu mult înainte, să știm, de mine, Corina. Deci, pare cu meritul de plin al doamnei Geta Eftimi, care a preluat tot ceea ce ținea de organizare și, cum spuneam, a încurajat noi apariții pe lângă cele vechi care eram. Am avut parte și de surprize din partea celor vechi care n-au mai reacționat în cei care veneau la festival și din diverse motive n-au mai venit aici, n-are niciun rost să intrăm în amănunte care un anumit fel de respect față de cititori și fanii pe care i-au ei în rândul cunoștințelor, cititorilor din Galați. Dar să sperăm, ținând cont că a fost perioada asta de, hai să spunem, de tranziție, sperăm că se va reveni la normal, adică și vechile legături. În privința organizării propriu-zise, nici oamenii cu propunerea organizarea două scene la Bucfest sau la Gaudeamus, întotdeauna sunt, pot fi și 30-40 de lansări în aceeași oră, la orele de vârf, vineri, sâmbătă, acolo. Deci toată lumea își lansează, da, știu, toată lumea râde, cântă, lansează și... Și ca să zic așa, dimensiunile boxelor pe care le ai, așa să nu zic, chiar contează în anumite momente. Dar sunt, și ce puțin au fost la un moment dat, care a fost sistemul cu trimiterea invitațiilor și asta, adică unii au răspuns, unii n-au răspuns. S-a vrut un pic mai simplificat în anumite puncte de vedere, adică să nu mai fie o aglomerare prea dură a momentelor. Până la urmă, cred că în afară de ziua de sâmbătă, în care la un moment dat, din cauza unui decalaj, totul a mers oarecum din lansare în lansare, fără pic de... Deci totul cred că a fost, da, în vedere asta organizațională, super ok. Aș vrea să vă mai întreb ceva și aș începe cu Tudor data asta. E o chestie care nu e legată foarte direct de Axis Libri, o să revin oricum după aceea la Axis Libri, dar care pe mine m-a făcut să mă întreb adesea cu privire la felul în care stăm acum. Bun, e... Sigur că e lumea asta pe care o știm, lumea de scriitori, de cititori, e o lume pe care o iubim, e o lume în care notăm ca peștele în acvariu și pe care vrem să o ținem vie, să oxigenăm mereu acvariu și să dăm hrană peștilor. Însă, și sigur că e faptul că trăim în lumea asta, se reflectă și în cum arată listele noastre de Facebook și așa mai departe. Dar până la urmă, toate sondajele și toate cifrele arată că trăim de fapt în niște bule. Că de fapt în România lectura nu se simte foarte bine. Și nu o să mai arău și eu acum cifrele deprimante care spun că, mă rog, foarte puțin români citesc cu adevărat, în mod constant. Nu neapărat mult. Valeriu Gherghel are o pledoarie nemaipomenită pentru cititul mai degrabă reflexiv și niște cantități omenești decât pentru cititul extensiv și eventual obsedat de cantitate. Și lucrul pe care, la care voiam să mă refer, Tudor, e dacă e pe cale cititul de cărți, eventual în format clasic, e pe care să devină un soi de pasiune filatelică, așa, adică cum vezi tu viitorul lecturii? În contextul în care, în ciuda faptului că există și voci foarte optimiste și voci foarte pesimiste, de fapt nu e greu să interpretăm acum foarte corect și foarte riguros semnele care ni se arată. Însă, uite, de exemplu, criticul Paul Cernat, care e, zic eu, un om lucid și critic în majoritatea timpului, remarca la un moment dat, chiar pe niște studii, dacă mi-aduc bine aminte, că niște efecte se văd la noile generații. De exemplu, anumită pierderea narativității, da? Faptul că nu mai povestesc firesc anumite lucruri,
Nu întâmplător am pomenit Instagram-ul, pentru că Instagram-ul deja e un pic altfel decât Facebook-ul și e un pic altceva, da? Deci povestea e redusă la minim sau lipsește cu desăvârșire ceea ce vine în fotografia. Și sigur, nu, intenția mea nu e să procedăm catastrofist sau să luăm o poziție de genul ăsta, mai ales că avem exemplu a ceea ce se întâmplă în vest, unde după ultra-tehnologizarea cititului s-a revenit masiv în anumite zone la cititul clasic. Cum vezi evoluțiile astea? Tu doar stai bine, ar spus de întrerupere. El e un narator desăvârșit în cartea sigur, lui. Sigur, dar noi avem... Dovadă asta, dar nu, ca și pe Facebook scriu la fel, câteodată. Eu n-aș fi atât de pesimist. Nici eu nu sunt, doar lansam niște dacă provocări. Dacă acum 30 de ani se citea mai mult, deși nu știu dacă lucrul ăsta se întâmpla, acum se citește mai puțin doar pentru că s-au îmbunătățit mediile de pe care putem citi sau le putem accesa. În fond, cititul este o plăcere, lectura este o plăcere. Dacă e greu de cuantificat totuși asta cu cititul, mai degrabă cuantifici este vânzarea de carte, știi? Da, dar nici asta nu este relevant. Nu, nu este, vânzarea da, de carte așa poate să fi, cuantifici. Da, pur și simplu vânzare. Ea nu garantează că la capătul lanțului cineva a deschis cartea și a citit-o, sau a citit-o din scoarță în scoarță, sau a citit-o doar parțial, nu știu. Și de-aia spun că eu nu aș judeca lucrurile neapărat așa. Spuneam că cititul este o plăcere. E drept, au apărut alte tentații, cum spuneai și tu, Facebook-ul, care este o mare minune. E drept că, nu știu de ce, noi românii avem o chestiune pentru Facebook, în alte țări se întâmplă puțin diferit. Mai există platforme pe care noi le utilizăm mai puțin. Nu știu dacă e adevărat ce spun, dar e posibil să am dreptate. Au apărut o grămadă de alte tentații pe care le accesezi cu foarte mare ușurință. Poți vedea, e mai ușor să vezi un serial de 20 de episoade, cum se fac acum, decât să citești o carte de 200 de pagini. Dar nu este neapărat greșit până la urmă. Accesul la poveste, pentru că povestea este în centrul acestei întregi discuții, de ce citești? Să afli o istorie, o poveste, niște lucruri care te interesează. Apar doar pe alte medii. Cartea, în esență, cred că își va păstra mult timp de aici înainte și forma, dar și fanii, ca să spun așa, și oamenii care accesează. Și nu știu dacă numărul va rămâne constant, dar vor exista întotdeauna oameni care vor citi cărți pur și simplu. Asta nu înseamnă că vor exclude celelalte medii, pentru că eu citesc nu doar cărți, citesc și pe Facebook, citesc și pe site-uri, citesc și pe intru și pe Instagram și mă uit la poze și de acolo aflu lucruri. Dar, mă rog, mie mi se pare că nu e neapărat rău ce se întâmplă. Avem o problemă, aici cred că tu ai putea să ai un discurs ceva mai clar și mai punctual. Avem o problemă cu educația și de aici o întreagă cascadă de evenimente neplăcute, pentru că este greu să accesezi cartea dacă tu nu ai nu poți să înțelegi ce se întâmplă într-o carte. Nu poți forța un om să deschidă o carte dacă nu are ce da, să caute. Da, scuze, ca să nu pierd ideea, dar păstrează. Mă pierd eu. Apropo de carte, dar uite că tot mă întorc la... E vreun capitol, eu am citit aproape jumate. E vreun capitol în continuare. Interesant. E și vreun capitol interesant. Ceva legat de, apropo de nebunia măreață în care specia umană așa se simte foarte bine, adică despre nebunie, este vreun capitol aici? Pe undeva, mai toată cartea vorbește de asta, nu știu dacă... Concret, așa, la modul... Termen explicit. Toată lumea încurajează cititul, adică când auzi în orice discurs oficial și ăsta, ce am fi fără cultură, ce am fi fără suntem citit, în anul cărții, ce am fi... Suntem și în anul cărții, sub deviza asta a funcționat și festivalul. Vorba deci, scriitorului Teo Bobe, niște seriale TV obținut niște finanțări frumoase în anul cărții, da, de la asta. Neglijam, eu fiind ocupat, ca să spunem așa, cu o anumită parte a organizării la târg, neglijam tocmai cei care la fel au încurajat, știu de la doamna director adjunct, Consiliul Județean, sub egida lui Stătotul, biblioteca ține de ea,
Deci n-a fost absolut nicio problemă, inclusiv primăria și tot. Primăria, Fundația Andreana, Juventus, toți au pus umărul din punctul ăsta de vedere, pentru că totul e mult mai complex. Adică, na, eu eram responsabil cu cărțile să citesc cât mai multe, să fiu în stare, să fiu moderator la cât mai multe dintre evenimente și așa mai departe. Ceilalți instalau căsuțele și așa mai departe, cei cu cazarea. Deci, oricum, un festival din asta e o nebunie întreagă. Mai știam și la festivalul de film organizat la Centrul Cultural, adică aveam oarecare experiență. Dar, practic, apropo de ipocrizia asta, nu prea mai apucat să citesc cu organizarea. Deci, o chestie... Care se bate mereu capul în cap. Da. Da. Și asta e, și spuneam, faceți copii, asta, dar nimeni nu încurajează la modul, bun, ai făcut copii, dar după aia trebuie să duci la serviciu, nu, da. Da. Cum reușești? Nu ai vreo încurajare lecturii, în sensul că cineva ar trebui să ajungi la un la program lectură, de stat acasă și citire. Da, păi cum e ziua, exact asta este. Dar nu, mă gândeam, bă, măcar o zi pe lună, așa, să fie înjumătățită, în care să fie, deci, la ziua serviciu, patronul sau directorul să vină, hai, puneți mâna, deci astăzi citiți de la 12 până plecați acasă, mă, citiți, vreau să vă citim, dacă nu vă tai orele sau o chestie de eu așa n-aș citi. Da, elevii mei mai glumesc cu mine. Îți dai seama că am dus o leagă pe căile literaturii și a fabulației tot asta, dar... Elevii mei mă ironizează așa, pentru că eu sunt ăla care are mereu cărți la el, de regulă nu mai puțin de 4-5 odată. Asta nu pentru că aș vrea să par foarte citit, pentru că așa citesc, cred că am vreo 30 de cărți începute în momentul ăsta, știu că nu e ok ce fac și îmi tot propun să termin cărțile, știi cum, cam cum ne propunem să facem curățenie generală. Dar n-aș lăsa, aș spune și eu două vorbe despre chestiunea asta educării, lecturii, pentru că, da, există o, hai să spunem că există o întreagă Britanie și o plângere colectivă așa despre generațiile care nu mai citesc și, într-o oarecare măsură, e ceva adevărat aici, am constatat-o și eu empiric, dar sunt și studii care o constată că la vârste la așa numiți digital natives, cu cât sunt mai natives, în mediul digital, există într-adevăr o apetență ceva mai scăzută pentru lectura de tip clasic. Astea sunt date, trenduri, rămâne să vedem ce o să facem cu ele, însă, dincolo de asta, se vorbește puțin și foarte rar despre faptul, despre ce a spus Tudor aici, că nici nu se face o educație corectă spre lectură. Eu am putut să văd, am avut șansa, ăsta e cuvântul, să fiu în mijlocul liceenilor de la Alecart. Am avut șansa să fiu în juriu festivalului Buvi de la Focșani, care încearcă tocmai hai să spunem, o întâlnire din asta fericită între carte și imagine și așa mai departe și care a crescut incredibil în 4 ani de zile, a ajuns ediția, dar anul ăsta a avut 500 de oameni implicați. Poate că n-ar fi inutil să pomenim faptul că sunt substanțial finanțați de autoritățile locale de acolo. Chiar sunt și ajutați. Dar finanțează o idee bună. Că finanțează o idee bună. Să dau bani pe toate prostiile. Asta este... Tocmai și primarul de acolo, care am schimbat câteva vorbe, a spus că festivalul ăsta face pentru promovarea Focșanului mai mult decât programe. Bun, trecând de asta, vorbim foarte des, noi profesorii mai ales, despre cum nu mai citesc copiii de azi și eventual luăm o mină de asta cioranian așa și ne dăm învinși de destin. Însă se vorbește foarte rar și pentru că, sigur, deși eu emisiunea amicală, iată, n-am ocolit și nu ocolim până la sfârșit subiectele mai delicate, se vorbește foarte rar despre faptul că nici profesorii nu citesc cum și cât ar trebui. O să spun chestia asta chiar cu riscul de a-mi atrage antipatia unor colegi, însă lucrurile așa stau. Sigur că la lansările de carte sunt mai mereu prezenți profesori. Dar sunt cam aceiași profesori și rare ori într-o cancelarie de liceu din România acestui an vezi oameni citind firesc, citind de plăcere, cum spune Tudor. E foarte adevărat și că dacă aș fi profesor de română, în momentul ăsta în România, aș avea niște mari dileme. Pentru că așa cum e conceput în momentul de față BAC-ul și alte tipuri de examene, ai de ales și cumva am și eu dilema asta la obiectele pe care le predau, dar la română, fiind vorba de BAC, lucrurile devin și mai grave.
Pentru că, practic, ție ți se dă un copil care de foarte multe ori n-a citit mai nimic în momentul în care îți vine ție pe mână, iar tu în 4 ani de zile trebuie să-l aduci la nivel de critică, da? Să vorbească despre viziunea eminesciană asupra cosmosului, despre erosul galactic din Iorița și așa mai departe. Și atunci profesorilor le rămâne de foarte multe ori varianta playback-ului, pur și simplu, pentru că să duci un copil la nivelul de performanță într-un mod firesc, cu adevărat firesc, care necesită o mai mare libertate de la clasă, un alt tip de evaluare. Vorbim mult despre sistemul nordic și sigur îl admirăm cu toții, dar în același timp nu spunem că conceptul e fundamental diferit. În momentul în care, să spunem, tu îmi dai un elev și îmi spui, elevul ăsta trebuie să poată chestia asta la final. În schimb, îmi dai libertatea de a mă apropia de el așa cum cred și cum consider, e un totul alt concept. Sigur, cum spunea fostul ministru Mircea Miclea, trebuie să ne și întrebăm dacă în momentul de față profesorii români ar face cu adevărat față la așa ceva. Probabil unii da, însă nu foarte mulți. Și aici ajungem la sistem. Ce nu ajungem frumos, pentru că mai avem 3 minute, mi s-a spus din redacție și... ca să nu fie adus... Când vrei să schimbi sistemul, da. Să faci semn, știi, exact ca da. Sună Gigi Becker. Pentru că mi s-a adus, să nu fie adus cărțile astea degeaba, zic să arătăm spre cameră câteva dintre cărțile cele mai interesante. Sigur, asta e pe locul 1. Asta e pe locul 1, locurile 2 și 3 nu se acordă, vom continua cu locul 4. Pentru că Adi m-a tot alintat așa și m-a ironizat afectuos pe tot parcursul emisiunii. Spre ce ne apropie și ce ne desparte, al doilea meu, volum al meu, a apărut la câteva luni după primul. E format tot din câteva texte care au apărut prin alte părți. Ideea de a restrânge în același volum nu e a mea, a fost a editorului, el a considerat că e mai bine să fie așa. Nu uita că și eu ți-am spus să mai strângi niște chestii care mie mi se par cele referitoare la cărțile de știință, hai să-mi spunem așa. Sigur, când voi ajunge celebru, o să-mi amintesc de toți cei care m-au învățat de bine. Roata plăcerilor a lui Valeriu Gergel, cu subtitlul De ce n-au iubit un înțelept cărțile? Sigur, toți știm de ce iubim cărțile. Întrebarea e cum de unii nu le-au iubit. Sindromul Stavroghin a Linei Pavelescu, un roman remarcabil. Lansat la Târgu Axis. Lansat la Târgu. Am încercat să aduc cărți care s-au găsit pe mesele de la Târgu, pentru că așa ar fi fost și altele de pomenit, dar editurile n-au fost la Târgu. Aș arăta și cartea din colecția de știință a editurii Humanitas, a lui Carlo Rovelli, Ordinea Timpului, o carte absolut incredibilă, vă recomand și vouă. Eu am descoperit în Rovelli un enorm popularizator de știință. Omul știe literatură, știe, pe locul seamănă cu Cărtărescu, veți vedea. Și apropo de Cărtărescu, sigur, cartea vedetă, apariția vedetă a acestui an, Melancolia, se scrie mult în familia lui Mircea Cărtărescu și Ioana Nicolae, a scos o carte remarcabilă, Cartea Reginei. Mă mir că lipsește din colecția ta Serotonina lui Michel Am Buzlec. Vrut să aduc și Serotonina, însă, apropo de cărți la limita depresiei, nu? Am vrut să aduc și Serotonina, uite, mi-am dat seama târziu că n-am pus-o în geantă. Și, de fapt, toată emisiunea asta am făcut-o doar ca să-mi pot numi și două traduceri. Sunt două cărți care au apărut în traducerea mea, Povestea filozofia lui Will Durant, în ciuda faptului că am tradus eu o carte bună. Doar atenție la tipul de simț al umorului ale, adică... apărută la editura Herald. Unii nu ar să înțeleagă. Tot în traducerea mea, volumul 3 din Filozofia modernă a lui Anthony Kenny, au apărut deja volumele 1. Volumul 1 nu e în traducerea mea, volumul 4 care e în traducerea mea, 3-ul de asemenea în traducerea mea, 2-ul nu e iarăși în traducerea mea. Dragii mei, vă mulțumesc mult. Felicitări, Doru! Mulțumesc frumos, deci asta aveam pe acasă ce să fac. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Și noi mulțumim pentru atenție. Îmi pare rău că s-a terminat așa repede, abia ne încălzisem un pic. Dar vă aștept să vorbim, uite, am promis și n-am mai apucat să vorbim despre cele patru romane și n-ar fi rău dacă domnul Cătălin Negoiță cumpără o canapea mai mare, să ne întâlnim toți, să ne întâlnim toți să vorbim despre patru romane. Vă mulțumesc și noastră pentru răbdarea de a ne fi ascultat până la capăt și ne revedem luna viitoare cu
alți, probabil, doi invitați la un om pe lume. La revedere! La revedere!